Este studioul de la Cluj-Napoca, un bun găsit tuturor. Ne bucurăm să fim împreună la emisiunea Să-l cunosc pe el și apreciem faptul că, fiind cu noi la această emisiune, doriți să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos. Cunoașterea lui Dumnezeu se poate realiza prin mai multe aspecte, în mai multe domenii. Sperăm că v-am obișnuit să facem studii biblice din care în Scriptură să-L găsim pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Am făcut și emisiuni despre istorie sau despre creație, descoperirea lui Dumnezeu în natură, dar de asemenea, cel puțin de când facem înregistrare la Cluj, am avut și mai multe mărturii personale, mai multe istorii ale unor oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Istoria cea mai fascinantă din tot fondul de cunoștință al omenirii este istoria Domnului Iisus Hristos. De fapt, în engleză, history, e istoria Lui și așa ar trebui să fie. Dar, de asemenea, e extrem de importantă și frumoasă istoria copilului Dumnezeu care se întoarce la Dumnezeu. Am urmărit sute de astfel de istorii ale unor oameni care s-au întors la Dumnezeu și dați-mi voie să vă spun că le consider dintre cele mai interesante și mai frumoase istorisiri care pot fi spuse oamenilor, pot fi transmise altora. Ei bine, în această zi, pentru a-și depune istoria întâlnirii cu Domnul, îl avem pe Domnul Viorel Horea Țânțaș. Bine ați venit la emisiune! Bine v-am găsit, sunt onorat de invitația dumneavoastră. Dumnealui a fost găsit de Domnul pe când slujea la penitenciarul Gherla, deci iată niște condiții, am zice noi așa, de la distanță, care mai ales cei care n-au lucrat în sistemul penitenciar, sunt condiții cam vitrege pentru a se întâlni cu Domnul cineva acolo. Și totuși se întâmplă minuni și cu dumneavoastră s-a petrecut un miracol. Anticipăm deja, Domnul Țânțaș a primit la un moment dat o Biblie și dintr-un ateu convins a devenit un credincios, a trecut printr-o experiență aproape de pierderea vieții, de la 90 și ceva de kilograme cât avea, ne mărturisea și ne va spune în detaliu, a ajuns la 40 și ceva de kilograme, a slăbit enorm de mult, a fost într-o boală pe care medicii au considerat-o mortală și Dumnezeu l-a readus la viață. Iată că suntem astăzi aici pentru a ne spune despre dumneavoastră. Vă rog. Nu e o premieră lucrarea lui Dumnezeu într-o închisoare. Să ne amintim de pe paginile Sfintei Scripturi de temnicerul din Filipi. Scriptura nu ne spune ce a făcut acest temnicer din Filipi după ce s-a convertit el și familia lui, dar bănuim că a rămas lângă Domnul și s-a bucurat în Domnul. Eu m-am gândit de multe ori la acest temnicer și nu am decât motive de mulțumire pentru harul lui Dumnezeu că s-a gândit ca și acum, iată, după 2000 de ani, să scoată din întunericul temnițe un om pentru lucrarea lui. Și ceea ce mă bucură în mod deosebit este faptul că evangheliștii, atunci când au venit cu vestea bună a mântuirii în închisoare, au venit pentru deținuți. Și primul rod al lucrării lor a fost un ofițer. V-am rugat să ne spuneți în prezent ceva despre dumneavoastră, familia dumneavoastră, și apoi cronologic, pornind din copilărie, am vrea să vedem cum ați fost format în familie, în școală, și apoi, sigur, momentul acesta extraordinar al întâlnirii cu Evanghelia, cu Domnul Iisus Hristos. Am să vă spun, sigur, am să intru în detaliu, în măsură în care interesează, cu aspecte despre viața mea. Dar înainte de toate, aș dori să citesc două versete din Sfânta Scriptură, din întâia epistola lui Pavel către Timotei. Versetul 12 și 13 din capitolul 1, care mi se pare mie că exprimă cum nu se poate mai bine transformarea care a avut loc în viața mea, care exprimă cum nu se poate mai bine harul, lucrarea harului lui Dumnezeu în viața mea. Și dacă sunt ceea ce sunt, trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care a făcut-o în viața mea. Și iată
cele două versete. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Aceste două versete se referă la Paul din Tars, care după ce s-a întâlnit cu Domnul Hristos pe drumul Damascului, a îngenunchiat neputincios înaintea măreției lui, înaintea puterii lui și a întrebat, ce să fac? Ce trebuie să fac, Doamne? S-a pus la dispoziția lui Iisus. De fapt, acest Paul din Tars, într-adevăr, este modelul unei convertiri adevărate. El a pus, de fapt, nu doar o întrebare, ci două. Cine ești, Doamne? Și cine se întoarce la Dumnezeu trebuie să fie preocupat de cunoașterea lui Dumnezeu. Iată și emisiunea noastră își propune așa ceva. Și a doua întrebare, Doamne, ce vrei să fac? Deci să-L și slujim pe acel Domn pe care l-am descoperit. Sigur că mulți au ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu. Fie din Sfânta Scriptură, fie auzind o predică, o mărturie. Dar trec de această primă fază. Da, și nu se subordonează voi. Cea de-a doua întrebare, uite să o mai pună. Ce trebuie să fac acum, după ce te-am cunoscut? Să revenim la copilăria dumneavoastră. Ce amintire puternică aveți din copilărie și cum ați fost crescut din punctul de vedere al credinței, al religiei, într-o perioadă comunistă, evident? Mi-aduc cu plăcere aminte de părinții mei, care au fost niște oameni credincioși. N-au fost creștini nou-testamentani, dar aveau o credință sinceră într-un Dumnezeu atotputernic și într-un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care izbăvește omul. Și mi-aduc aminte că mama m-a învățat rugăciunea, îngerii îngerașul meu. Mi-aduc aminte că mergeam uneori la biserică împreună. Mi-aduc aminte cu plăcere de sărbătorile de la Sfintele Paște, din biserica ortodoxă în care am crescut și îmi plăcea enorm de mult pe vremea aceea cântarea Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Așa am fost marcat de aceste cuvinte și multă vreme m-am gândit la sensul acestei, sensul profund al acestei cântări. Mergeam și la Mănăstirea Nicula în perioada aceea, copil fiind, la icoana făcătoare de minuni. Maica mea m-a încurajat întotdeauna să cred în Dumnezeu. După ce am început însă școala, atitudinea mea față de cer s-a schimbat. Pentru că am intrat în contact cu cadrele didactice, oameni cu școală. Părinții mei nu aveau decât maica mea 4 clase, taica mea avea 7 clase. Și sigur, concepția materialist, dialectică, ateistă, așa, evoluționistă mai târziu, odată cu studiul botanicii, a zoologiei, a istoriei, așa, mi-a influențat mult viața. Și mă gândeam, cum să ascult de mama care are 4 clase și să nu-l ascult pe profesorul care are facultate și care știe atâtea lucruri? Și cum să nu ascult eu de știință atâtea descoperiri extraordinare? Iată cum v-ați închinat raționalism, băi, și științei denumite pe nedrept astfel. Am intrat pe făgașul raționalismului, într-adevăr, a materialismului, a ateismului. Și mi-aduc aminte, parcă ar fi astăzi, de zborul lui Gagarin, 1961. Atunci am înclinat steagul în fața puterii științei. Și m-a cucerit o frază când a spus, am fost în cosmos și nu l-am găsit pe Dumnezeu. Era orgoliul acela.
ca și cum cosmosul s-ar limita la, la Terra și da, sau, eventual da, sau ce e în jurul spațiul Terra. În care a călătorit el era totul, era tot cosmosul, nici vorba. De fapt, dacă pe acest argument s-ar construi că nu există Dumnezeu, ar trebui cercetat întregul univers și doar după aceea ai putea să faci o afirmație. Da, ceea ce este imposibil, mintea omului nu poate cuprinde, nici viața creată de Dumnezeu, nici universul. Și cum au reacționat părinții la această îndepărtare a dumneavoastră de credința în Dumnezeu? Că înțeleg că ați ajuns până acolo încât ați spus nu există Dumnezeu. Nu, da, am ajuns, sigur, în urma educației comuniste în școală, să afirm că nu există Dumnezeu. Și maica mea zicea mereu, copiile, puiul mamei, lasă-i tu pe ăștia cu sfaturile lor, tu încrede-te în Dumnezeu. Și dacă ți-e frică, zicea ea, ortodoxă fiind, dacă ți-e frică să-ți faci o cruce, fă-ți cruce cu limba, zice, să nu te vadă ei, dar nu te îndepărta de Dumnezeu. Maica mea avea o credință fermă, profundă în Dumnezeu. Și nu am putea să spunem că a fost total vechi testamentală sau că n-a fost deloc nou testamentală. Mă rog, puțin mai tradițională poate, sigur, așa se, cum se întâmplă adesea. Exact, mai tradițională. În orice religie se poate strecura tradiția care să ia locul adevărului evanghelic. Așa este, dar deci ea nu avea atâta cunoaștere așa evanghelic. Așa, nu înțelegea lucruri elementare, mă rog, pe care noi astăzi le cunoaștem, de mântuire, de mecanismul acesta al mântuirii, de lucrarea lui Dumnezeu prin Hristos. Ce argumente valide considerați dumneavoastră că ar avea și au avut ateii pentru a-și susține teoria? Deci atunci cam cum vedeați, am înțeles știința, raționalismul, mă rog, mai rețineți și alte argumente pe care le-ați avut și atunci și știu eu, baze pe care v-ați fundamentat necredința practic? Sau și necredința este tot o religie? Fără discuții. Ateismul, fără discuții, ateismul. Că și ateii cred în ideile lor. E o formă de credință, într-adevăr. Unde trebuie mai multă credință? În a crede că nu există Dumnezeu sau în a crede că există Dumnezeu, după părerea dumneavoastră? Asta depinde de la individ la individ. Deci... Dar cum e mai logic să existe Dumnezeu sau să nu existe? Pentru că atunci credința e proporțională cu imposibilitatea de a fi sau a nu fi acel lucru, acel eveniment. Din punct de vedere al omului firesc, e mult mai ușor să nu fie Dumnezeu, pentru că e mult mai ușor de trăit fără o autoritate morală, fără standarde morale, faci ce vrei, ce-ți place, e mult mai simplu. Deci din punct de vedere al înclinației spre păcat aveți dreptate, dar din punct de vedere al argumentelor, asta vreau să spun, sunt mai multe argumente că nu există Dumnezeu sau că există Dumnezeu, deci îți trebuie credință mai mare într-un caz sau în celălalt? Argumente sunt și pro și contra. Dacă intri în istoria gândirii, în filozofie, vei găsi multe argumente și contra. Dar cred că, așa cum spune Pavel în Romani, nimeni nu se poate dezvinovăți că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru că te învinovățește natura creată de Dumnezeu. Pentru că El există prin tot ceea ce a creat și numai cine nu vrea, nu înțelege lucrul acesta și nu vrea să creadă că există cineva care a creat, un creator, pentru că nu au putut apărea toate din senin. Și perfecțiunea vieții, perfecțiunea corpului omenesc, atâtea și atâtea lucruri. Existența legilor presupun un legiuitor și foarte multe. Deci, după părerea mea, îți trebuie mult mai multă credință pentru a avea convingerea că nu există Dumnezeu decât pentru a-L accepta pe Dumnezeu. Mult mai multe argumente sunt în favoare decât în defavoarea existenței lui Dumnezeu. Fără discuții. Sigur că întotdeauna au fost și vor fi argumente pro și contra.
Problema și Dumnezeu, scuzați-mă, a și îngăduit, a și permis să fie, să nu fie omul forțat să creadă, că putea să ne dea și ne-a dat anumite argumente, dar dacă le dădea într-o doză ceva mai mare, erai obligat ca un robot să le accepți. Ori Dumnezeu a îngăduit cum vrei tu, omule, acolo. Da. Când ați ajuns după liceu, facultate... Știți, filozofii care îl combat pe Dumnezeu, îl acuză tocmai pentru că înrobește omul pe Dumnezeu. Neînțelegând că, de fapt, omul are o libertate de plină în Dumnezeu să aleagă. Și în Romani, Apostol Pavel afirmă acest lucru. Deci, omul este liber să aleagă. Din păcate, cum spuneam și adineauri, este mult mai lesne să alegi să faci voia firii omenești. Dar mult mai costisitor. Și este mult mai greu să accepti transformarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața ta prin Hristos și prin Duhul Cel Sfânt. Am înțeles că pentru a face studii superioare a trebuit să depuneți un efort deosebit în contextul familial. Da. Ajungem și la momentul, deci, studii superioare și apoi activitate profesională și în cele din urmă la penitenciar. Deci nu mergem, sper că nu ne închide după emisiunea asta, ci vreau să spun că... și în spatele gratilor poate fi o anume formă de libertate așa, în Hristos. Tatăl meu a fost invalid, a avut un accident la vârsta de 27 de ani, a rămas orb. A avut o pensie mulți ani de 150 de lei. Era foarte greu pentru noi. Fratele meu, când a terminat clasa 8-a... Câți copii ați fost la părinți? Trei. Frați? Fratele meu, când a terminat clasa 8-a, deși învăța foarte bine, a fost nevoit să meargă la o școală profesională, pentru că i s-a spus clar, nu avem posibilități materiale să te purtăm la școală. Când a venit rândul meu, am terminat 8 clase, mi s-a spus același lucru. Dar eu am refuzat categoric și am spus, nu, eu vreau să învăț carte. Eu vreau să studiez. Am această dorință de a studia, de a cunoaște și vreau să mă duc. Bine, dar nu o să putem, nu o să avem posibilitatea. Nu-i nimic, am să merg în vacanță, să lucrez, să-mi fac bani. Nu vă cer eforturi materiale. M-am dus la liceu, la examen și după ce am intrat, era greu de intrat atunci la un examen în liceu, am venit bucuros acasă, le-am spus, am intrat la liceu. Zice, unde, în ce localitate? La liceu Petru Maior din Gherla. Din Gherla. Zice, dragul tati, noi ne-am rugat la Dumnezeu să nu intri. Tu ai intrat, acum ce o să facem? Fiți liniștiți. În fiecare vacanță mergeam și lucram cu zidarii, cu zugravi, cu ajutorul Dumnezeu am reușit, făceam naveta mai pe jos, mai cu bicicleta din Mintiu Gherlei. Deci acolo era 4 familie. 4 km, da, până la Gherla și a trecut perioada liceului. S-a ridicat din nou problema când am terminat liceul. Dragul tati, ce o să facem acum? Uite, vezi, vecinul, prietenul tău, colegul tău, fratele tău, o meserie, are bani, câștigă, se poate întreține. Cum o să te întreținem noi în facultate pe tine? Și am zis, tata, am să muncesc, am să mă străduiesc să învăț, am să mă duc la o facultate cu o durată mai scurtă, nu o să mă duc la universitate. Mă duc la un institut de 3 ani. Am să ies profesor și pe urmă am să muncesc și am să-mi continui studiile la universitate. Și așa am făcut. Primul meu costum a fost cu ocazia banchetului la sfârșitul liceului și cu el am terminat și facultatea. Dar am fost fericit. Am reușit la facultate, la Oradea, la istorie. Ce secție? Geografie, istorie-geografie. Și n-a fost nevoie din partea lor de eforturi financiare deosebite. Am reușit să termin facultatea, am devenit profesor într-o școală generală de țară și mi-am continuat imediat studiile la universitate, la secția de istorie, în cadrul facultății de istorie-filozofie. Și așa că, până la urmă, visul acesta de realizare profesională
A fost împlinit. Cât timp ați fost cadru didactic în afara sistemului penitenciar? Da. Că știu că și acolo ați predat. Am lucrat 6 ani în învățământ. 6 ani. Și apoi mi s-a propus să vin la penitenciar, să iubise o funcție de director de școală în penitenciar. Era în perspectivă organizarea unei școli. Existau niște cursuri la fără frecvență. În ce an a fost asta? Prin 1980. Și am acceptat, gândindu-mă, așa, e într-adevăr un domeniu nu prea plăcut, așa, dar poate să fie interesant. Voi face aceeași muncă de educație, care am fost obișnuit. Și la oamenii care au cea mai mare nevoie, nu așa? La oamenii care au nevoie. Și m-am dus chiar cu dorința de a face un lucru bun acolo. Am organizat școală pentru deținuți, chiar școală de 10 ani, cu clase paralele la un moment dat, în prima treaptă de liceu. Și am avut satisfacții deosebite din acest punct de vedere. V-ați propus, presupun, și să zidiți, să construiți și omul nou în viețile... Acesta era ideal. Idealul muncii educative, pentru el am fost format în facultate și îmi făcea chiar plăcere. Îmi făcea plăcere pentru că m-a fascinat această idee a omului nou. Un om nou, corect, cinstit, civilizat, constructor a unei societăți în care toată lumea să fie fericită. Mă gândeam, uite, e... un obiectiv măreț și mă bucur că pot să fac acest lucru. Pe vremea aia nu știam că de fapt acest principiu al omului nou fusese furat de comuniști, de la creștiniști. Ideologii comuniști din Sfânta Scriptură, din Ioan 3. Și acolo, în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos vorbea despre omul nou, despre nevoia de a te naște din nou, de a deveni o făptură nouă, cu alte standarde morale. Și prin mijloacele potrivite pentru astfel de renaștere. Aveați ceva temeri ca și om care nu mai credea în Dumnezeu, care nu se mai raporta la Dumnezeu, totuși ceva în subconștientul dumneavoastră, aveați ceva temeri ca, mă rog, comunist convins, să spun așa, cred că și membru de partid, evident. Da, eram membru de partid, probabil... am fost chiar și... mai mulți ani ales secretar al Comitetului de Partid pe Penitenciar și Fabrica de Mobilă din Gherla. Deci aveam responsabilități de educație. Dar temere aveți? Și le făceam cu, cum să spun, le făceam cu sârguință și credeam sincer că se poate construi o lume mai bună. Unii ideologi așa mai... de după perdea spuneau pe comunismul e de fapt realizarea principiului biblic a lumii ideale. Iisus Hristos a fost primul comunist care a dorit să fie o societate egalitate, bucurie, fraternitate, așa mai departe, solidaritate. Sigur, mă gândeam uneori la Dumnezeu, mă gândeam și trebuie să recunosc că aveam momente în care, fără să vreau, ziceam, Doamne, ajută-mă, când eram în situații mai deosebite, așa, în situații limită. Rezultă, deci, că nu prea sunt atei 100%. Pecetea lui Dumnezeu era pusă acolo, în inima mea. Acum mă gândesc că Dumnezeu pune această pecete în fiecare... Scrie, Solomon spune că tu ai pus în noi, în om, gândul veșniciei, gândul eternității. Deci ceva totuși, vocea conștiință nu e adormită total. Exista și sigur am fost doar abătut din calea lui Dumnezeu și orientat pe o altă cale. Ce s-a întâmplat și cum v-a prins Revoluția? Revoluția m-a prins într-un moment în care aveam oarecare îndoiel despre putința comunismului de a realiza acea societate perfectă. Vedeam că lucrurile de prin 80 nu prea merg bine. Vedeam că economicul nu e în stare să
suporte cheltuielile în domeniul cultural, în domeniul social, în celelalte... Vedeați magazinele goale, se circula numai într-o duminică, goale. Da, într-una, nu, cu mașinile. Da, da, începeam să am unele îndoieli și chiar unele nemulțumiri. Nu-mi plăcea nici cultul personalității, dar n-aveam curajul să o spun. Trebuie să recunosc acum că n-am avut destul curaj atunci. În unele momente de sinceritate, așa, mă duc și pun carnetul pe masă. Pe urmă ziceam, cum să pun? Situația familiară, consecințe, le tot cântăream. La un moment dat am refuzat să mai fiu secretar de partid. Comandantul mi-a spus, nu, cât sunt eu comandant, tu ești secretar de partid. Pentru că făceam materialele, aveam și mână de scris, speech-uri, bilanțuri și așa mai departe. Se putea baza din punctul ăsta de vedere pe mine. Și așa a venit revoluția. Sigur că pentru mine revoluția a venit ca un trăsnet, într-un fel. Nu știu, parcă am fost orb, totuși, trebuie să recunosc. Tăvălugul venea peste toată Europa, în multe țări comunismul era înlăturat, dar mie nu venea să cred că sistemul construit de Ceaușescu poate fi dărâmat. Nu știu, mi se părea că e puternic. Cei mai mulți așa am crezut. Și n-am crezut că va putea fi dărâmat. Am crezut că se va alege o cale mai democratică. Am crezut în el că totuși până la urmă va ceda orgoliu, își va călca pe orgoliu ăla luciferic. Așa și va găsi o cale mai umană pentru socialism. N-a făcut. Și, scuzați-mă, cât de interesant a fost. În Polonia au durat ani până la schimbare, în Ungaria luni, în Ceoslovacia săptămâni și în România zile, putem să spunem. A fost o explozie extraordinară. S-a adunat toată nemulțumirea populară atunci și oamenii n-au mai suportat. Pentru mine a fost un șoc, revoluția. Dar pentru sistemul penitenciar. Și pentru sistemul penitenciar a fost un șoc. Atunci a fost un lanț de revolte în foarte multe penitenciare. Ați avut și la Gherla? La Gherla am reușit să prevenim acest lucru. Știți de ce? Pentru că am avut curaj atunci să mă opun comandantului și să-i spun, domnul comandant, vă rog să lăsați stația de radio să meargă. Aveam stație de radio în care se transmitea programul. Da. Radio România, așa, și zic, dacă nu-i lăsăm să asculte ce se întâmplă, oricum aud din stradă și consecințele pot fi mult mai grave. Haide să-i lăsăm să asculte, să știe, să informăm și noi, eu vă promit, intervin și țin la curent cu toate schimbările și încerc să-i orientez să stea liniștit. S-au bucurat și ei de schimbare. Sperau libertate. Unii s-au oferit să dea sânge, să facă și să dea din banii lor pe care aveau un cont pentru cum se obișnuia acum. Ați avut și deținuți politici atunci? Știu că nu de mult s-a împlinit 222 de ani de la existența închisorii Gherla. Da. Gherla a fost renumită pentru deținuții politici până în 1964. În Gherla, în momentul Revoluției, eu nu știam să fie deținuți politici. Dar, surpriză, comandantul a primit ordin de la Frontul Salvării Naționale să elibereze câțiva deținuți care erau condamnați pentru drept comun. Delicte politice. Nu pentru delicte politice. Erau, cred, cei care scriseseră pe ziduri, jos Ceaușescu, jos dictatorul, li se înscenaseră. Deci realitatea era una și eu, faptele puse în rechizitor erau altele. Nu știam că există și asemenea categorii și au fost, deci, câteva cazuri atunci. Dar pentru mine șocul a fost mare pentru că
dezvăluindu-se atunci tot felul de lucruri despre familia Ceaușescu, despre dedesubturile politicii comuniste, despre adevăratele consecințe ale acestei politici, am început să văd adevărul din spatele cortinei. Și atunci pentru mine a fost o mare deziluzie. Pentru toată filozofia mea, toată gândirea mea, și temelia. S-a năruit ca un castel construit, cum spune Sfânta Scriptură, pe nisip. Și atunci am rămas într-o stare oarecum dezarmat. De dezorientare și dezarmat. Ce să fac cu viața mea? Încotro să apuc, în ce să mai cred? Am crezut atâția ani în această învățătură. Și iată că totul s-a dus de râpă. Încotro să apuc. Și atunci Dumnezeu... Ce elemente noi au apărut în penitenciar imediat după Revoluție? Atunci Dumnezeu a intervenit. Vă întreb pentru că și eu din 90-91 am început să lucrez ca voluntar creștin la penitenciarul Târgu Mureș. Deci și sunt curios, un ofițer din interior, cum m-a putut privi? Cum i-ați privit dumneavoastră pe cei care veneau, știu, și la Gherla să aducă Evanghelia, să aducă filmul Iisus, să aducă vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu? S-a întâmplat un lucru extraordinar. Dumnezeu a deschis pur și simplu porțile închisorilor pentru Evanghelie. Și cei mai curajoși, și mă bucur că ați fost printre cei mai curajoși dintre evangheliști au venit și au bătut la porțile închisorilor și au cerut permisiunea să aducă vestea mântuirii, vestea bună a mântuirii în spatele zidurilor, în spatele gratiilor. Eu eram șeful serviciului socioeducativ, șeful biroului pe vremea aceea, mai târziu s-a transformat în serviciu biroul acesta. Eram șeful biroului reeducare și în noul context, eu eram cel care reprezentam unitatea Gherla, penitenciarul din Gherla, în relațiile cu factorii educaționali din exterior, inclusiv cu biserica. Au venit atunci reprezentanți a 8-9 biserici și au cerut să desfășoare activități religioase cu deținuți. Eu am fost cel care am luat legătura cu ei, împreună cu ei am organizat această lucrare. Cum i-ați citit așa? Cum v-ați uitat la ei? Spune-mi. Vă rog, scuzați-mă. A fost interesant. Eu eram cel care îi primeam la poartă. Împreună am făcut, deci, programul de desfășurare a activități. Temele, textele. Și așa mai departe. Dar vă mărturisesc sincer că îi priveam cu neîncredere. Ce o să facă oamenii ăștia? Mulți dintre ei ingineri, profesori, da? Fără o pregătire specială teologică unii dintre ei. Sau pedagogică. Fără o pregătire psihologică de specialitate. Păi eu am lucrat atâția ani, din 80, 9 ani, și n-am reușit să creez niciun om nou. Cu toate metodele sofisticate. Și ei vin cu Biblia sub braț să transforme oamenii aceștia în oameni noi. Zâmbeam. Nu știam atunci că Biblia este insuflată de Duhul Dumnezeu să învețe, să mustre, să îndrepte, să călăuzească, să dea putere. Și e o dinamită. Puterea lui Dumnezeu e dunamis. Nu aveam de unde să știu. Eu am privit până atunci Sfânta Scriptură ca pe o carte de istorie, de filozofie. Măcar ați citit-o înainte? N-am citit-o. N-ați citit-o. Și mea culpa, îmi fac pentru că un intelectual care se respectă ar fi trebuit să o citească. Dar efectiv, n-am avut posibilitatea. În casă, înțeleg, deci, n-ați avut Biblia. În casă n-am avut Biblia. Păi da, știți că de fapt în știu, se și interzice în anumite zone. În anumite zone. Studiul Sfintei Scripturi. Din nefericire. Dar s-au mai schimbat lucrurile. S-au mai schimbat, într-adevăr. Și nu aveam. Efectiv, n-am văzut decât mâna preotului
o Biblie. Nici în biblioteci nu le găsați, da, pe vremea aceea. Nici în biblioteci. Și, în consecință, era pentru prima dată când vedeam cu ochii mei și pipăiam cu mâinile mele Sfânta Scriptură. Sigur, eram foarte curios. Eram curios, pe de o parte, de mesajul pe care îl aduceau. Eram curios să văd cum se descurcă oamenii ăștia. Eram curios să văd reacția deținuților la propovăduirea Evangheliei. Și am însoțit pur și simplu în lucrare pe toți aceștia, de fiecare dată când am putut. Nu mi-am trimis subaltern. Spun, mergeți voi și stați acolo cu popii și cu pocăiții. Vedeți să nu zică ceva, să nu dea ceva. Da, că am ceva mai important de făcut, mergeți voi. Nu, nu, nu. Mi se părea că e foarte important. Era ceva pornit din interior. Acum, privind în urmă, îmi dau seama că Duhul Lui Dumnezeu era acela care mă cerceta și mă îndemna să mă duc să ascult. Fără nicio intenție ascunsă, pur și simplu dintr-o sinceritate lăuntrică, dintr-o dorință lăuntrică de a asculta Cuvântul Lui Dumnezeu. Și erau convinși cei care veneau acolo să-și făceau această lucrare. Am fost și cu preoți ortodoxi, cu catolici, cu baptiști, penticostali, ostași, adventiști, pe toți am însoțit. Și mă bucuram să aflu tot mai multe lucruri, tot mai multe lucruri despre lucrarea Lui Dumnezeu, despre atributele Lui Dumnezeu. Dar încă nu o cunoștea. Impactul asupra deținuților, cât de cât erau interesați, veneau oamenii la... mare, veneau mare. Mulți și erau interesați. Dar știți cum e? Au început să aducă unele obiecte de uz personal, de igienă intimă, rechizite și mulți veneau și pentru asta. Nu mai știai pentru ce vin, pentru una sau exact, pentru alta. Okay. Sau pentru amândouă. Da, exact. Dar ceea ce important e faptul că Dumnezeu lucra în inima mea și pentru asta trebuie să-i mulțumesc Lui Dumnezeu. Era, așa cum se spune, un gol în inima de mea. De forma lui Dumnezeu. Lăsat de ceea ce se dărâmase acolo, de filozofiile, de șertăciunii lumii. Și golul acela trebuia umplut. Momentul de răscruce a fost când unul dintre evangheliști mi-a oferit o scriptură. Dumneavoastră ați păstrat, scuzați-mă, un termen care nu mi se pare chiar propriu. Deci, așa spun anumiți oameni din anumite cercuri, mass media, despre evanghelici, îi definesc ca evangheliști. De fapt, sau dumneavoastră în sensul vestirii Evangheliei, eu spuneți. Eu vorbesc în sensul... Ok, sigur. Așa da, că altfel... Deci nu m-am referit numai la evangheliști deci, Nou Testament. Deci, evanghelist în sensul de propovăduitor al Evangheliei. Da. Bine, și asta o face, sigur, că fiecare în felul lui funcționează. Că termenul evanghelist e un termen și într-un sens restrâns și într-un sens larg. Da. Momentul în care un evanghelist mi-a oferit Sfânta Scriptură, nu-l pot uita. Mi-a spus, știți și numele acelui om? Da, Eugen Strâncel, din Biserica Creștină Baptistă Iris, de la Cluj. El mi-a spus, domnul capitan, cred că eram pe vremea aceea, domnul capitan, vă ofer cu mare bucurie o Biblie să o citiți. Poate n-ați avut ocazia până acum să o citiți. Noastră sunteți istoric, filozof, sunteți și poet. Începusem să scriu poezie, debutasem în 89 în tribună. Și zice, cred că v-ar interesa să studiați Biblia și din punct de vedere istoric și din punct de vedere filozofic. Și din punct de vedere literar, sunt lucruri extrem de interesante. Vă ofer cu bucurie. Mulțumesc. Bă, mărturisesc sincer că a fost un moment care mi-a marcat viața, pentru că am început să studiez Sfânta Scriptură cu seriozitate,
cu pasiune, cu plăcere. Și într-adevăr, Eugen Stâncel avusese dreptate. Mă cucerea partea de istorie. Îmi plăcea înțelepciunea ascunsă în spatele versetelor. Scuzați-mă, cum ați început să citiți cartea aceasta? Că aici mulți oameni se încurcă. Se împotmolesc în Vechiul Testament. Eu am început cu Vechiul Testament pentru că eu nu m-am împotmolit în istorie pentru că îmi plăcea istoria. Vă plăcea istoria, am înțeles. Și ați avut și perseverența să mergeți mai departe. Perseverența să nu m-am lăsat împotmolit la un moment dat prin Deuteronom, prin Numeri, unde sunt înșiruiri lungi de nume, de triburi și așa mai departe. Am rămas consecvent studiului și am continuat. Sigur că a fost un lucru extraordinar, pentru că așa, treptat, am reușit să-L descopăr pe Dumnezeu în măreția Lui, în faptele istorice. Am văzut în spatele biruinței poporului lui Israel prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Și v-a inspirat credința acest cuvânt al lui Dumnezeu. Da, și încet, am văzut tot puternicia Lui și am văzut dragostea. Și i-am văzut dreptatea și îmi plăcea. Ei, este dreptatea după care tânjisem eu în timpul comunismului. Ce a spus soția și colegii de muncă? Această preocupare supradimensionată pentru cele soția sfinte. Soția era mirată, pentru că ea s-a rugat de multe ori pentru mine. Ea era tot ortodoxă, dar crescută și ea de un bunic care a fost diacon în biserica ortodoxă, își zicea rugăciunile și am avut până atunci multe discuții în care am încercat, înainte de 89, să o îndepărtez de Dumnezeu. Și ziceam, deci soția își păstrase credința în Dumnezeu. Ești intelectual, tu cum poți să crezi? Hai că bunica și bunicul, ei înțeleg, cred, dar tu... Ce profesie avea soția? Învățătoare este. Și începusem să îi clătin și ei credința. Și a fost o experiență extraordinară cu un vis pe care l-a avut, o adevărată vedenie. În timpul comunismului. Spuneți. Avem timp să... Da, sigur. Mergem și în emisiunea și a doua. Vom reveni după aceea. Pentru că e foarte important visul acesta. Eu tot îi spuneam să nu creadă în Dumnezeu. Ea își punea problema. Măi, nu are cumva asta dreptate? Că el totuși a făcut școală cu istorie, cu filozofie, cu studii... studiu cărților de filozofie și așa mai departe. Și mereu i-a cerut la Dumnezeu un semn. Doamne, dă-mi un semn să știu că există, să nu mă mai îndoiesc. Ani de zile s-a rugat. Până când într-o noapte eram la bunici, în casa bunicilor, la țară, la Vulturen. Șoimeni, Vulturen. Bunicilor din partea soției. A soției. Ce a visat? Satul lor este așezat la poalele unei sâmbure de munte, Piatra Șoimului, Piatra Șintieului, e cunoscută de localnici. Și începuse o vreme apocaliptică. De sus, de pe sâmburile acelea de munte, se rostogoleau stânci uriașe peste sat. Erau doborâte casele. Oamenii erau zdrobiți. Pământul se desfăcea. Oamenii alergau. Se desfăcea pământul înaintea lor. Și așa cum nisipul intră, curge într-o crăpătură, așa cădeau acolo casele și oamenii și copacii. Și fugeau. Și se deschidea din nou în fața lor în altă parte. Era o stare apocaliptică în care nu mai avea nicio nădejde. De sus, de cum pe scrie, piatra... scuzați-mă în Biblie, veniți munților și acoperiți-ne de groază acelui. Sus pe piatra Șoimenilor, pe piatra Șinteului, pe platoul acela era o lumină extraordinară. Se părea că de acolo era condus cataclismul acela. Și nu se putea uita la lumina aceea. La un moment dat, din lumină s-a desprins o pasăre de foc.
și venea spre soția mea cu amenințarea de a o distruge. Dintr-un instinct de conservare, din teamă, și-a ridicat o mână, mâna stângă, mâna dreaptă și-a, cu mâna dreaptă și-a acoperit privirea și-a spus, cred, de 3 ori, cred. A fost suficient să spună de 3 ori, cred, din adâncul inimii ei, din toată ființa ei, era mărturia ei de credință. Și Dumnezeu a transpus-o într-o altă realitate. Era un câmp cu flori. Era o muzică îngerească. Erau pâlcuri de oameni îmbrăcați în alb. Ea n-avea de unde să știe toate aceste lucruri, pentru că nu cunoștea Sfânta Scriptură. Dar asemenea, oamenilor îmbrăcați în alb, acelor ce au trecut prin necazul cel mare, despre care vorbește Apocalipsa, acolo erau pâlcuri de oameni care cântau cântece de slavă lui Dumnezeu. Și a plăcut așa de mult acolo. Și a spus, Doamne, eu nu vreau să mai plec de aici. S-a uitat la oamenii aceia, erau în haine albe și s-a uitat la hainele ei. Și ea nu era îmbrăcată potrivit. Ea n-avea haine albe. Și zice, în sine ei, o să mă scot afară de aici. Doamne, aș vrea să rămân aici. Fac tot ce-mi ceri, dar lasă-mă să rămân aici. Și s-a trezit. Nu era pregătită. Nu avea hainele albe. Am drăznit să vă spun avisul. Dimineața la 3 m-a zgâlțit, plângând cu lacrimi. Mi-a spus, Viorel, trezește. Ce s-a întâmplat? Am avut un vis extraordinar. Dumnezeu mi-a demonstrat că există. Uite ce s-a întâmplat. Mi-a povestit visul. Și mi-a spus, să nu mai zici niciodată că nu există Dumnezeu. Pentru că mi-a demonstrat că există și mi-a arătat ce se întâmplă cu cei care nu cred. Și mi-a arătat ce se întâmplă cu cei ce cred. Dumnezeu m-a dus până în împărăția lui și mi-a arătat ce înseamnă să culegi roadele credinței. Te rog să nu-L mai hulești niciodată pe Dumnezeu și să crezi și tu. Care a fost reacția dumneavoastră? Mă doare mâna stângă, zice soția. Eram așa de împietrit în inima mea încât am zis, hai, lasă, ai dormit pe mâna stângă. Stai liniștită, culcă-te mâine, trebuie să mergem la fân, avem de cules fân, de adunat fân, n-avem timp, e 3 noaptea. Atâta eram de împietrit atunci. Dar visul lui, visul ei, mi-a rămas în inima și m-am gândit de multe ori. V-am întrebat de acele temeri, vedeți dacă v-ați gândit bine. Da. Și... Cam în ce an era, scuzați-mă? Cu câțiva ani înainte de Revoluție. Și ceea ce este important este faptul că trebuie să crezi cu putere, așa cum a crezut. Dacă îmi permiteți, în Biblie scrie cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Eu mă gândesc că unii oameni în acel moment al trecerii din viață spre moarte, dacă au cunoștința necesară să se agațe și încredere să se agațe de Dumnezeu, e posibil salvare chiar și pe ultima sută de metri. Tâlharul este un exemplu. Da, dar știți cum e. Dar nu te poți baza nu doar te pe poți atunci. Baza pe asta. Că dacă te-ai jucat cu Dumnezeu, nu te mai ascultă inima atunci. Nu te poți juca cu Dumnezeu. Zice, da. Aduceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și ceea ce iarăși mi se pare important, faptul că soția mea și-a schimbat rugăciunea din acel moment. A zis, Doamne, eu nu mai pot să-L schimb pe omul ăsta, când a văzut și atitudinea mea. Doamne, eu nu pot să-L schimb. Doamne, știu că Tu poți. Te rog, fă lucrul acesta, Doamne, pentru că eu mă simt neputincioasă. E o chestiune extraordinară să te simți neputincios înaintea Dumnezeu și să-L lași pe El. Aceasta așteaptă Dumnezeu, de fapt. Nu, e un lucru esențial. Și acum vin ce vă spun. Când ea m-a văzut că citesc Biblia zi de zi,
Și că asta e pasiunea mea și mă închid în cămăruța mea și veneam și ziceam, auzi, Susi, știi că există Dumnezeu? Uite, uite ce a făcut Dumnezeu! Uite ce putere extraordinară! Uite ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu! Uite ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu! Uite-L pe Iisus Hristos! Avem nevoie de Hristos! Și am invitat-o să ne punem în genunchi, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și mi-am cerut iertare înaintea lui Dumnezeu pentru toți acești ani în care am umblat prin pustia lumii. Erau 38 de ani în care am fost pur și simplu orb, ca orbul din Biblie. 38 de ani. Și poate că are semnificația această vârstă și pentru viața mea, așa cum a avut-o pentru orbul acela. După 38 de ani, Dumnezeu mi-a dat ochi să pot să-L văd, să-L percep. Dumnezeu mi-a dat ochi să pot privi altfel spre cer, să pot privi altfel spre semenii mei, să pot privi altfel înăuntrul meu și să văd ce e de făcut cu mine. Pentru că eram la un moment de răscruce. Deja ați început să vă rugați liber, din câte îmi dau de seama. Acolo încolo. Poate ați auzit și pe cei care veneau la penitenciar rugându-se liber, nu neapărat prin rugăciuni învățate. Și alea sunt bune, dar... Într-o anumită zi în care am zis, da, există Dumnezeu și trebuie să vin cu viața mea și cu păcatele mele înaintea Lui, să-I cer iertare, din acel moment am început nu numai să cred, ci să mă și încred în Dumnezeu. Credința are mai multe etape. Mulți cred că există o forță supranaturală. Da, există, sigur. Dar nu fac al doilea pas. Să se încredă în Dumnezeu. Și atunci nu vin cu viața lor la Dumnezeu. Cum vă explicați acel verset? Și demonii cred și se înfioară. Apropo de ideea unora că dacă cred că Dumnezeu există, sunt salvați, sunt mântuiți deja, în mod automat. Nu pot să-mi explic decât faptul că existența lui Dumnezeu este o realitate. O realitate care este percepută în lumea spirituală și de diavol și de om, omul care crede. Și o realitate care se manifestă în lumea spirituală. Există un război spiritual pe care nu-l văd decât cei ce au credință temeinică în Dumnezeu. Și se manifestă și în realitatea materială. Pentru că El a creat și realitatea spirituală și realitatea materială. Probabil ca o concluzie și vom continua în emisiunea următoare, pașii pe care i-ați făcut, cum vedeți importanța ca omul să ia Biblia, să o citească, să o studieze pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, pentru a-și mântui viața, sufletul? E un lucru esențial pentru transformarea vieții unui om. Mă gândesc la experiența mea personală. Dumnezeu, prin acel evanghelist, a pus în mâna mea Sfânta Scriptură. Puteam să o neglijez, m-am neglijat-o atâția ani, și puteam să o iau să o studiez. Dumnezeu a pus în mine dorința de a o studia. Și îi mulțumesc pentru lucrul acesta. Mulți au Biblii în casă, zice, am două Biblii. Am trei Biblii, zice cineva către mine. Nu e suficient să avem o Biblie, sau două, sau trei. Și nu e suficient să privim studiul Sfintei Scripturi doar ca pe un exercițiu intelectual. Pentru că mulți fac așa. Am auzit că sunt chiar profesori la teologie, care nu cred în Dumnezeu, dar fac dezbateri teologice, discută seminarii pe tema lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea oameni care să privească în Sfânta Scriptură ca într-o oglindă, în care să-și privească viața. Dumnezeu îți dă posibilitatea ca studiind Sfânta Scriptură, de fapt să privești în tine, să te vezi așa cum ești, să-ți vezi fața murdară de păcat, oglinda lumii minte, nu e adevărat. Te arată frumos, te arată așa cum vrei tu. Mai dai cu un fard, mai te aranjezi și zici, da, ce bine arăt.
Dar oglinda lui Dumnezeu te arată așa cum ești tu, cel adevărat. Îmi place să simplific foarte mult mesajul mântuirii, a împăcării omului cu Dumnezeu, și anume să spun că omul are de îndreptat doar două priviri. O primă privire spre propria persoană în oglinda Evangheliei, așa cum foarte bine v-ați exprimat, și aceasta se cheamă căință-pocăință, să-ți vezi adevărata față în oglinda Evangheliei. Dar nu e voie nici să rămânem prea mult cu privirea țintită spre noi înșine, că am descurajat, am cădea în disperare. Trebuie o altă privire spre Iisus Hristos, spre jertfa Lui. Dar atunci când privești spre tine, tu privești de fapt prin ochii lui Dumnezeu. Deci tu nu ești trăind de Dumnezeu. Că fără prezența Duhului lui Dumnezeu în tine, tu nu te-ai vedea în adevărata realitate. Prin lumina ta vedem lumina, scriem. Și vezi sigur că vezi prin Dumnezeu. Și sigur că în momentul în care te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu îți dă ochii să privești în tine, să privești pe cer, să privești pe semeni. Și un creștin trebuie să privească în permanență spre verticala crucii, care te îndeamnă să privești spre cer, și spre orizontala crucii, care te îndeamnă să privești spre semenii tăi. Și nu oricum, cu dragoste. Pentru că dragostea este, de fapt, împlinită în cruce. Eu am descoperit esența crucii, dragostea, când am citit Matei 22. În Matei 22, fariseii întreabă pe Hristos, care e cea mai importantă poruncă? Zice, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul tău. A doua, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Atunci mi-a apărut în față jertfa lui Hristos pe cruce, care înseamnă dragoste jertfitoare față de Dumnezeu și față de semeni. Înseamnă, de fapt, împlinirea dragostei desăvârșite în Hristos pe cruce. Ori semnele crucii trebuie să se vadă în fiecare... Mai spuneți-ne cum au perceput colegii de muncă această preocupare excesivă și inexplicabilă a fostului secretar de partid pentru această carte învechită, demodată, Biblia. Sigur că și-au fi pus ei anumite semne de întrebare atunci. Nu s-a manifestat niciunul, pentru că nici eu nu m-am manifestat atunci decât prin faptul că în cămăruța mea acasă, împreună cu soția mea, ne rugam lui Dumnezeu și prin faptul că mergeam la activitățile religioase cu evangheliști. Până aici totul era ok pentru ei. Problemele au apărut în momentul în care am hotărât să-L mărturisesc pe Iisus Hristos în mod public, în haine albe. Și ați ajuns la acest pas în urma unei experiențe extraordinare. Atunci, mai avem două minute. Sigur, aș dori să aveți un mesaj de două minute, dacă e posibil, adresat telespectatorilor, cu îndemnul acesta spre citirea Sfintelor Scripturi. Noi obișnuim prin emisiunea noastră să distribuim și celor care n-au o Biblie, o Biblie. Pot să o primească, mă rog, telefonând sau scriind la adresa de pe ecran. Un îndemn pe această direcție a importanței Bibliei pentru orice muritor, din experiența dumneavoastră. Mie, Sfânta Scriptură mi-a schimbat viața. Deci dacă este să dau un sfat cuiva care l-ar putea ajuta să-și schimbe viața, este să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu ca pe un simplu exercițiu intelectual, ci să caute pe Dumnezeu pe paginile Sfintei Scripturii. Să-L caute pe Hristos, îl va găsi cu siguranță dacă există această dorință pentru a-L cunoaște personal pe Dumnezeu prin Iisus Hristos și prin Duhul Său cel Sfânt. Pentru că Biblia are în ea Duhul lui Dumnezeu și te poate ajuta să ajungi în comuniune cu Dumnezeu. Te poate ajuta în final să ajungi la o stare de desăvârșire în Hristos. Să trăiești bucuria umblării cu Dumnezeu, bucuria comuniunii cu Dumnezeu aici pe pământ și apoi în veșnicii. Așa scrie în Sfânta Evanghelie,
cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, a spus Domnul Iisus, despre Iisus Hristos mărturisesc Evangheliile. Iar în Roman 10 scrie, credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fie să punem la temelia vieții noastre spirituale cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cerurile și pământul trec, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Cineva a spus, când pământul nu va mai fi pe orbită, eu voi avea pe ce să stau. Eu voi sta pe cuvântul lui Dumnezeu. Deci să-L cunoaștem pe El și să-L cunoaștem Sfintele Scripturi. Mulțumim pentru participarea la această primă emisiune. Urmează să continuăm într-o a doua emisiune, relatarea întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu.